Ei bine, oameni buni, o să mai călătorim, o să mai vedem locuri frumoase prin țară, așa că mulțumim, Cristina, o să vedem și în emisiunile următoare. Până atunci mergem mai departe la următoarea noastră invitată, care a trăit recent emoțiile primei tabere a copiilor. Este vorba despre frumoasa mea colegă Lavinia Petrea, care este acum aici cu povești de familie, dar și cu vacanța, așa că o poftim alături de noi. Hei, bună! Vrei să stăm la bar sau la canapea? Tu alegi. Unde vrei tu, Lavinia? Hai pe canapea, să stăm frumos. Mai confortabil. Exact, așa stăm de fiecare dată și mă bucur că ești astăzi alături de noi. Ce faci, dragă Lavinia? Mulțumesc pentru invitație. Nu mă plictisesc. Da, și mă amuz foarte tare. E o perioadă foarte simpatică. Sunt foarte amuzanți copiii mei în ultima vreme, special Karin, acum râdeam singură, mi-a trimis soacra mea o poză cu ei, pentru că în această perioadă e puțin haos în programul nostru, când da. Este ceva în plus, și i-am dus la bunici, fără un rând de schimburi, în fine, căci nu am avut. Și au ieșit în parc. Și Karin, cea mică, ea e foarte preocupată de cum se îmbracă, niciodată nu e totul bine, mai trebuie să-și pune amprenta personală. Și, când m-am uitat de 7 ori la poză, dintr-o pereche de chiloți și-a făcut un top. Și așa am mers în parc. O să postez, nu știu, probabil că mai târziu, când o să arăt poza asta, când o să fie mai mare, nu știu ce părere o să aibă. De ce tu e creativă? E foarte creativă, da. Eu zic că trebuie să încurajăm foarte bine. Da, aseară a stat, cred că vreo 30 de minute să se gândească cu ce să se îmbrace ca să culce. Și a venit la mine cu o rochiță și mi-a zis: mama, vreau să-i tai mânecile. Ok, de data asta m-a întrebat. Am ajutat-o să taie mânecile și le-a pus ca niște jambiere așa pe deci picior. Eu zic că are asigurată meseria, cariera în lumea asta, modei, nu? Da, fac tot felul de lucruri simpatice și mai puțin și peripeții. Da, am înțeles că gata, a început tabără. Da, au fost pentru prima dată fetele, Matias a mai fost. Ok, 4 zile. Și prima dată împreună. Da, am avut emoții mari. Când a plecat Matias prima oară, spre exemplu, în tabără, am plâns, da, așa, de emoții. Și Clara n-a vrut până acum să meargă, a spus că nu se simte pregătită. Acum că s-a evit această ocazie să meargă împreună cu grădinița, la care au fost și Clara și Matias și acum este Karin, au zis, da, repede, și Clara, vreau să merg... S-au entuziasmat, au făcut singuri bagajul, fiecare cu trolul lor, foarte simpatici au fost, toate bune și frumoase acolo, aproape că n-au vrut să vorbească cu mine, erau prea ocupați, uite, au meșterit, au fost undeva în județul Buzău, au și olărit puțin, s-au distrat, a fost foarte bine pentru ei. M-a surprins foarte mult Karin, pentru că ea a fost atât de asumată și cu adevărat pregătită, deși încă n-am plinit, o să împlinească 5 ani. Clara, în schimb, la întoarcere, după ce am rămas împreună în mașină vreo 40 de minute, a plâns și mi-a zis că a fost dor de mine, de casa ei, de căsuța ei, că ea nu vrea să mai plece departe. O să vedem. Dar s-au simțit foarte bine. Da, în astea 4 zile cât erau plecați, aveați voie seara să vorbiți la telefon? Da. Sau comunicați într-un fel? Da. Oricând ne-am fi dorit sau și-ar fi dorit ei, puteam să sunăm pe telefoanele educatorilor care au fost cu ei. Cu mine au vorbit puțin, cu soțul meu au zis că nu vor să vorbească, au treabă. Au fost foarte ocupați. Da, și Karin, spre exemplu, uite, cel mai mic bagaj este al ei. Așa, în ordine, și-au luat. Cu toate că ea și-a făcut bagajul cu ce a vrut, vreo aproape în 3 zile din 4 a stat îmbrăcată cu același maieu, că așa și-a dorit ea. Tu, ținând că așa simte, că așa e moda. Am văzut tot ce a făcut. Așa trebuie să fie. Da. Și unde urmează să mergeți vara asta? Vacanța? Vara asta voi ați început-o, de fapt, nu? Cu tabăra asta. Da, ei da, noi încă nu. Și anul ăsta cred că mergem cel mai târziu în vacanța de vară. Există și un motiv, i-am înscris la un not. Și progresul a fost fantastic într-un timp foarte scurt. De la nu vreau să intru în apă, Karin, merg doar să mă uit, la ia uite, nu m-ai scos din apă acum.
Și am zis să nu întrerupem această perioadă. Clara și Matias știu deja să note și fără aceste plute ajutătoare. Carin mare puțin. Și am zis că o să fie mai bine și o să fie mai relaxați dacă știu toți să note. Sunt înnebuniți după apă. Spargem gheața și mergem de această dată în vacanța de vară cu avionul. Los 5, n-am mai fost în vacanță. Am mai călătorit recent, în martie, toți cu avionul. Am avut așa emoții că poate o să fac vreun tantrum Carin, că încă mai face. Dar a fost bine și am zis, ok, suntem pregătiți să mergem și în vacanța de vară cu avionul. Până acum am mers în Grecia, unde puteam ajunge cu mașina. Acum o să mergem în Sardinia. O să fie destul de cald în perioada în care vom merge, dar ei o să stea non-stop în apă. Sunt înnebuniți, și-au strâns bani să-și cumpere singuri o piscină din asta de pus în curte. S-au uitat pe internet să vadă ce, cât costă, câți bani au. În fine, cert este că săptămâna... Dar tu știi să noți? Da. Deci tu știi să noți bine. Da. Că de ce se întâmplă asta? Știu copiii să noate și părinții da, de multe ori nu noi știu. Noi știm și, uite, când am stat de vorbă cu Carin, în special despre înnot și zicea că nu vrea, ne-am gândit că va fi singurul lucru peste care vom trece, în sensul că nu o să-i respectăm în totalitate dorința și mai cu forța așa o să o băgăm în apă să învețe să noate, pentru că este pentru siguranța lor în primul rând și am considerat că e un lucru pe care trebuie să îl știe, să știe să noate. Nu au mers mai devreme pentru că eu cu ei așa la pachet am prins și perioade mai delicate cu pandemia, cu izolarea și Carin a fost cea mai afectată, să zic așa, de această perioadă. Recuperăm acum. Foarte, foarte frumos. Deci vacanța vine puțin mai târziu, dar până atunci, mâine, păi mine, cine știe cum sunt îndrăgostiți de not și participă la competiții și îți dai seama că, de fapt, asta o să facă. Da, dacă voi simți asta, cu siguranță, și da, îi las pe ei să decidă. Uite, spre exemplu, eu am făcut atletism și am observat la Matias că are pur și simplu nativ înclinații spre unele mișcări pe care le știi pur și simplu sau nu le știi în atletism, cum ar fi să sari în lungime, să bați pe un picior fără să-i fi arătat nimeni lucrul ăsta, el nativ așa sare în parc la groapa cu nisip. E, și am zis, hai poate l-am dus la atletism, dar i s-a părut prea greu să ducă un antrenament și am zis, ok, dacă el nu simte acum că e momentul, nu-și dorește, nu îl forțez. Mai mergi să alergi în parc tu? În parc nu prea. Făceam asta și în timpul pandemiei parcul a fost... îl vizitam de 3 ori pe săptămână să fac sport, dar la sală, merg la sală în continuare. Iar weekendul ăsta am înțeles că se anunță o aventură foarte interesantă. Cu cortul plecați? Da, tot pentru ei fac acest... E un compromis pe care îl fac eu. Într-adevăr, nu pot să zic că îmi place la nebunie să merg... într-o mini-vacanță cu cortul. Tot pandemia m-a forțat să încerc asta pentru ei și n-a fost atât de rău. Bine, ne-am și creat un confort sporit, să zic așa, pentru că acum, spre exemplu, există toalete ecologice. Ăsta era oful meu. Eu nu merg, nu. Dacă nu am așa un minim de confort, eu nu merg. E bine, există acum tot felul de soluții foarte la îndemână ca să nu stai nici nespălat și așa mai departe. Și uite că ne-am cumpărat toate aceste echipamente și am fost până acum pentru ei de 2 ori cu cortul și tot pentru bucuria lor vom merge 2 nopți, nu am zis că mai mult de 2 nopți, nu? O să mergeți toți, toată familia? Toată familia și cu prietenii lor, o să mergem o gașcă, ei deja și-au făcut planuri care, cum, cu cine doarme în cort. Aveți un singur cort sau...? Nu, dar... cred că într-un cort care este și dublu vor dormi 2 familii de copii și sper să fie, să nu plouă. Ăsta este stresul meu, să nu vină o furtună, e destul de imprevizibilă vremea în această perioadă și sper să fie ok vremea. Și
ne prinde în această mică aventură și ziua mea și am zis că mulțumesc. Și mereu, nu știu, am simțit așa și de-a lungul anilor, am sărbătorit în diverse feluri, dar am simțit și simt asta în continuare că așa, cu ei, când sunt cu ei e cel mai bine și mi-am luat liber. E foarte frumos. Da, și să fim împreună. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Și să fii fericită. E ceva ce-ți dorești anume? Nu. Chiar m-a întrebat și soțul meu. Ce îmi doresc? Nu. Și uite, așa, de-a lungul timpului, nu știu, mai văd câte o chestie și mă gândesc, a, uite, ăsta ar fi să zic, poate să-i zic că îmi doresc de ziua mea. După care, uite, m-a întrebat și am stat și să mă gândesc oare la ce nu mi-amintesc. Asta ce înseamnă? Că nu aveam cu adevărat nevoie de lucru respectiv sau era așa o chestie de moment. Nu, îmi doresc să fim sănătoși cu toții și așa cum mă prinde ziua mea acum la cei 41 de ani, cu asta mi-e mai greu, așa să fie și anii ce vin. Nu-mi doresc nimic mai mult. De ce? Ai chestia asta cu vârsta? Da, să știi, deși mă simt foarte bine și trăiesc cei mai frumoși ani, dar trec prea repede. Prea repede, nu știu când am făcut 40 de ani și acum fac 41. Anul ăsta nu știu când a zburat. Între 30 și 40 am avut impresia că... Că ai avut mai mult timp? Da, nu știu, că au trecut mai firesc, nu atât de repede. Și s-au întâmplat multe. Și pe plan profesional, că la 30 de ani am început să prezint știri, nu doar să fiu corespondent. L-am întâlnit pe soțul meu, i-am avut pe cei 3 copii. Adică foarte multe lucruri s-au întâmplat și nu mi s-a părut că a zburat timpul. Și de asta am într-adevăr această teamă, pentru că îmi doresc să fiu cât mai mult alături de ei, să-i văd crescând. Cred că asta e, de fapt, teama oricărui părinte, da, la un moment dat. Da. Și fiecare își dorește să fie cât mai bine, ca să-i vadă mari, să-i vadă sănătoși și să fie alături de ei. Am revenit în direct, oameni buni. Pe final de emisiune a venit Sheva. DJ-ii sunt la locul lor, iar Lavinia ne povestește, oameni buni, ce își dorește ea de ziua ei, nu de la soț, nu de la copii, dar poate de la colegi să-și facă o petrecere surpriză sau de la cineva anume. E ziua ei, face de băut. Neti mi-a pregătit deja o surpriză. Neti? Da, mă așteaptă după ce o să ies de aici. Ok. Da, sunt foarte drăguți colegii mei și au reușit să mă surprindă de fiecare dată. Chiar dacă nu eram la serviciu de ziua, am primit, pe unde eram, de virce. Uite, spre exemplu, ce port acum la gât și la mână sunt cadouri de la ei din ultimii ani. Da, sunt foarte drăguți. Și știi că și Mihai este născut în aceea zi, cu mine, pe 10 iulie și am prins și împreună la muncă ziua noastră și am petrecut împreună acolo. Dar ți-aduce aminte vreo zi de naștere pe care ai făcut-o așa mai... Da, când am împlinit 30 de ani. Atunci a fost nebunia cea mare? Da, sau mai special, da, mai atunci a fost mai special și a fost o zi încărcată de multe evenimente. Am avut prima ședință foto adevărată, așa, din viața mea pentru revista Viva. Așa, cu tot tacâmul, m-am simțit... Deci vezi ziua aia de naștere pe care n-ai cum să uiți. Exact, nu o să uit niciodată și ședința foto s-a întâmplat la Apus, undeva pe lângă București, într-un cadru feric și am fost transformată, pur și simplu. Asta a venit la puțin timp după ce am început să prezint știrile dimineața, cu puțin timp înainte de 30 de ani. Știi la ce oră se trezește? Și de asta n-am să uit niciodată. Iar apoi seara am avut o petrecere cu fetele. Și zilele trecute, ce crezi, că am găsit rochia cu care am fost îmbrăcat atunci și intru încă în ea. Da, mi se pare firesc. N-ai cum altfel. M-am îmbrăcat și m-am simțit foarte bine. Tu știi la ce oră se trezește la Vinia fiecare dimineață? La 4 dimineața. De ce? Pentru că trebuie să ajungă dimineața să prezinte știrile și se trezește cu 2 ore mai devreme, da, nu? Am nevoie să mă machiez, să mă aranjez ca la 6. Asta e problema voastră, fetele. Când încep știrile, să n-am față de... pernă. Înțelegi? Și eu, de obicei, când mergeam la școală la 7 dimineața mereu, trebuiam, și era cam greu. Dar tu nu trebuia să te machiezi. Când tata zicea, haide, la școală, trăgea de mine, sus, haide, la școală, da, sus, jos, seara, așa. Seara, mama zice, haide la somn, că mâine te trezești de vreme. Da. Asta se întâmplă și la noi acasă.
Da. Îi mulțumim, Lavinie, că a venit pe la noi. Și mulțumim. Și să salutăm toți copiii care sunt în vacanță, să-i salutăm pe părinții care sunt la emisiune. Aveți noroc, ați mers și voi mai repede. În vacanță, lasă că mai avem și noi un pic și o să mergem. Două săptămâni, da, da, 7+7. Da, perfect. David, mulțumim mult de tot, Ciucă, mulțumim. Lavinia e cu noi și așteaptă mesajele dumneavoastră, oameni buni, pe Instagram, pentru că pe 10 iulie și ea și Mihai Dădu sărbătoresc, iar noi vă așteptăm, cum știam, pe, cum știți, pe TikTok, Instagram, Facebook și ne vedem mâine la ora 3. Mâine, numai bine. Și eu și Eva din nou. Numai bine, seară faină. Da. Pa! Pa!